Răzbunare din celozie la Segargea, în județul Dolj. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a incendiat locuința în care trăia fosta soție, supărat că femeia l-a părăsit în urmă cu un an și și-a refăcut viața cu un om mai în vârstă. De cine ai dat foc la casă? Pare rău ce ai făcut! Erai supărat că te-a părăsit iubita! De cine ai dat foc la casă? Da-te puțin, mai. Îți pare rău? Nu. Bărbatul gelos a mers la casa concubinului fostei neveste pe care l-a amenințat cu cuțitul. Acesta a reușit să fugă, dar în casa a rămas femeia. A fost doi, unul mi-a pus cuțitul la gât și unul mă zis de picioare. Mi-a zis că să-mi ia gâtul. Dar de ce? Să spun unde e soția lui. După atac a stropit totul cu benzină și a aprins focul. Femeia s-a salvat aruncându-se pe fereastră. Aici am avut mobilă până acolo sus cu televizor. Mobila cu partea, iar televizor cu mobilă. Aici două mașina de spălat, acolo ghivetă. Ce v-ați ars tot, practic? Tot. Au dat foc, m-a întărât până aici și m-am urcat așa cu puterea lui Dumnezeu. Deci m-am urcat aici și m-am ascuns aici. Am luat scaunul ăsta să am posibilitate să mă urc un pod, dar n-am mai apucat să mă mai urc. Vecinii au fost cei care au sunat la 112. Au ars două camere înainte ca pompierii să stingă flăcările. Fosta soția agresorului și concubinul ei au ajuns la spital cu arsuri ușoare. Bărbatul care a dat foc la casă a fost arestat preventiv. El este acuzat de lovire, distrugere și violare de domiciliu.